Bun, hai că facem și pe asta și povestim și partea a doua. Scuzați în background-ul cu flori și fluturași. Sipping French wine with the devil. Pretty things slip in my rise at the devil. Coasting by Hollywood sign with the devil. Getting that money on time with the devil. Mama said, ok, guys, cum ați citit și din descriere, astăzi o să vorbesc despre viața mea, traumă sau transformare. Eu o să vă povestesc ceva ce nu am povestit la toată lumea. O fac public deoarece, sincer, doresc să se termine toată chestia asta, la fel cum trebuie să se termine și faza cu rasismul, violul, care, din cauza lui Colo, a devenit foarte... foarte ciudat și nu mi s-a părut normal ce s-a întâmplat, deoarece eu am fost victima unui viol în trecut și sincer aș vrea să schimb ceva ce este acum, adică alte două puncte. Eu zic să încep cu începutul. Eu m-am născut în anul 2000, în data de 26 august. Am avut și eu o mamă, ea s-a despărțit de tatăl meu natural când aveam eu 8 luni și a căutat într-un fel sau altul siguranța în fiecare bărbat care îl găsea și accepta un copil. Mama mea nu m-a vrut de atunci de când m-a născut, mie mi-a fost implementat în fiecare zi, nu te-am dorit, nu am vrut să fii cu mine și... mai bine nu te făceam, chestia astea le auzeam în fiecare zi, fiecare oră, nu conta în ce zi, chiar și de ziua mea. Ce pot să vă spun mai departe este că mama mea a încercat să își găsească într-un fel sau altul siguranță în fiecare bărbat, dar a început să acționeze prin violență față de mine. Adică din a ajunge saltea umană, trambulină umană mai exact, și din avea semne care te pot marca pe viață, din astea nu poți să scapi. Mărci care încă sunt pe corpul meu. De exemplu, eu am început de hernia de disc din cauza ei, deoarece eu am fost saltea umană pentru ea. Dar sper că și-a dat seama că a greșit și poate și-a revenit la cap, deoarece noi nu mai ținem legătura de la vârsta de 15 ani, la fel și cu tatăl meu. În ultima ei relație a fost cu un domn care am stat în Moșnița Nouă, cei care mă cunosc și mă urmăresc pe Instagram și cei care am fost în aceeași clasă în acea perioadă îmi știe toată povestea din spate, nu chiar toată, dar jumătate sigură o știu. Vai că deja... Deci eu în Moșnița n-am făcut clasa a 5-a și jumate de a 6-a. Momentul în care mama mea nu îmi dădea voie, era foarte strictă, nu îmi dădea voie să ies cu prieteni, nu îmi dădea voie să ies afară și așa mai departe. Dar din actele de violență nu mă scotea, adică din bătaie, înjurat, cuvinte care le auzeam de fiecare dată. Pe viitor a urmat să mai fac un copil. Copilul acela a fost născut, dar a apărut o nouă responsabilitate pentru mine, adică mai exact, eu am devenit într-un fel sau altul un babysitter, pentru că eu când veneam de la școală eu aveam grijă de cel mic. A venit momentul să ne mutăm în oraș din Moșnița Nouă, să pierd orice legătură cu prietenii mei, cum nu aveam pagină de Facebook, Instagram și așa mai departe. Nu am putut să țin legătura cu ei, telefonul fiind luat și aruncat și stricat de către mama mea pentru ca să nu mai iau contactul cu nimeni din Moșnița. A urmat să mă transfere la o școală în Timișoara, la Generală 25. Am fost acolo din jumate de a 6-a până în clasa 8-a, perioada în care eu am fost desfigurată fizic și psihic. La modul că mama mea a început să bea foarte mult alcool, a devenit din ce în ce violentă și inconștientă de ceea ce face. Mergeam desfigurată la școală,
toată zgâriată pe față, vânătăi pe mâini și așa mai departe. Și mă acopeream de fiecare dată să nu mă vadă lumea și, sincer, la ochi nu prea poți, pentru că pe lângă iris aveam, cum mi-a băgat unghiile în ochi și mi se vedea urmă roșie, dungă roșie. Mulți colegi din clasă știau, 2-3, dar cum eram ținta amuzamentului, deoarece aveam frunta mai mare, nu mă îmbrăcam la fel ca ei, stilat, cu haine de firmă și așa mai departe, adică materialele îl fac pe om în acea, l-a făcut pe om în acea perioadă, adică dacă nu dețineai un telefon de firmă și așa mai departe, erai înjosit și din a mă arăta cu degetul și a face gesticulări de frunte mare și că sunt proastă și așa mai departe și din cauza experiențelor care le aveam acasă, se acumulau foarte multe. Prietenii mei, 2-3 care erau în clasă, mă vedeau, vedeau ce se întâmplă, dar din frica de a ajunge om țintă față de persoanele din clasă, adică de restul copiilor, chestia asta îi speriau și de aia nu se implicau. Profesorii mă vedeau, încercam să mă acopăr, am furat un fond de ten din geanta de la mamă să pot să mă acopăr, dar efectiv vânătăile nu se pot acoperi cu niciun fond de ten. E foarte... să-mi adun cuvintele. A fost o perioadă foarte grea, deoarece eu, ca persoană, adică la vârsta de 11 ani, să dormi în scara blocului, să te dea afară din casă, să nu știi dacă o să fii bine mâine sau poi mâine. Gândiți-vă că mama mea acum făcea mâncarea și peste 5 secunde o arunca. Eu nu știam dacă mănânc în ziua respectivă sau nu. Am avut pe cineva aproape din familie, aia fiind bunica mea, eroina mea, cum pot să-i spun, pentru că ea mi-a fost singura alături, ea mergea prin străinătate să aibă grijă de anumite persoane în vârstă sau copii pentru a ne putea trimite bani să aibă grijă de noi. Mereu când venea acasă, venea cu plasa plină, îmi aducea dulciuri și toate chestiile și vedea ce se întâmplă, mă vedea că eram desfigurată și restul, dar știa că nu poate să facă nimic pentru că mama mea nu vrea să înțeleagă, e foarte încăpățânată. Am încercat tot posibilul să-mi facă mie bine, să vorbesc cu ea, să povestesc cu ea, să... într-un fel sau altul mă descurcam alături de ea și chestia asta m-a ajutat puțin, dar amprentele tot au rămas. La un moment dat, mama mea s-a despărțit de acel domn, a rămas cu copilul cel mic, m-a luat și pe mine și am plecat alături la, la o cunoștință. Cunoștința aia, aflându-ne undeva să stăm în chirie și să avem posibilitatea. În acea perioadă, locuința acolo avea o cunoștință, dar cunoștința aceea avea alta, de fapt, a unui domn mai în vârstă. Mama, consumând alcool în continuare, îi făcea acel domn avansuri și a ajuns la concluzia că ea nu dorește avansurile ei, și a venit în interior cu gând de ceartă. S-a certat atât de urât cu mine, încât a ajuns la propoziția asta care pe mine m-a traumatizat, adică nu pot să mă zic că m-a traumatizat, mi-a schimbat total ideea de mamă. Propoziția ei fiind, mai bine te trimiteam pe tine afară să te prostituezi cu acel domn, să ai acte sexuale, ca eu să-mi plătesc chiria și să nu mai am nimic, nicio povară pe cap. Chestia aia m-a marcat pentru că să spui un copil chestia asta nu este ok deloc. Și eu efectiv nu am început să tremur, am întrebat-o cum poate să-mi spună așa ceva, dar ea a început să râde și bea în continuare berea. Am ajuns, am mai trecut câteva zile și am ajuns în punctul în care mama mea atât de tare m-a strâns de gât încât am rămas fără respirație și m-a văzut că să mov la față, s-a oprit, iar în momentul ăla
I-am luat buletinul și aveam un telefon din ăla pe butoane. Am ieșit afară și am contactat tatăl meu natural. Eu fericită că găsesc o evadare, că mă duc la tatăl meu natural. Am mers acolo. Dar, din păcate, nici acolo n-a fost bine. Totul a fost frumos pentru început. M-am înscris la cămin în Timișoara, m-am înscris la liceu, a fost tot în regulă. Dar după ceva timp, mi-am dat seama că și tatăl meu are probleme foarte mari cu alcoolul. Aceleași acțiuni de violență, necunoștință și nu-și dădea seama de ceea ce se întâmplă. În acel moment chiar nu știam, nu mai aveam răgaz, nu știam unde să mai merg. Dar se întâmplau atâtea lucruri în acea curte, că stăteam la casă, încât nu știam cum să le pun cap la cap. Adică la modul să-l vezi pe tatăl tău cu o țeavă de fier în mână și să amenințe pe toți membrii familiei, că stăteam eu, mătușa mea, bunica mea și unchiul meu, că vă dau în cap și vă omor acum. Norocul meu a fost că mătușa mea a reușit într-un minut să țintească privirea lui spre ea. Atunci am luat țeava, am zis ce-o fi, o fi, ori îmi dă în cap, ori o arunc. Am reușit să o prind, am aruncat-o și s-a reușit să rezolvăm situația aceea. Pe lângă acest lucru, unchiul cu care îl stăteam a dat spre pedofilie față de nepoata sa, adică eu. A vrut să aibă un contact sexual cu mine înapoi din drum spre Timișoara, că am avut o treabă să facem cumpărături și restul. În acel moment m-am coborât din mașină și am mers pe jos până acasă. Am povestit mătușii mele, mi-a spus că mint și eu vreau să destrăm familia. Nu aveam nici o persoană alături să pot trece peste perioada aia. Al treilea lucru care m-a făcut să plec de tot acolo a fost că m-am luptat cot la cot cu tatăl meu. A venit cu nervozitate din sat, cu vorbele din sat, care se știu și oricine stă în sat știe că dacă bâlfește unul o prostie falsă, se aude prin tot satul și tatăl meu, cum era cu alcoolul, puteai foarte ușor să manipulezi. Anturajul îl manipula foarte ușor, adică oamenii din sat. A venit cu stârnit pe bătaie. În acel moment a trebuit să mă lupt cot la cot cu el, din pumni și picioare în coaste, pumni în cap și pumni și picioare în picioarele mele. Nu m-a scos timp de jumătate de oră. În acel moment mi-am făcut bagajul, am sunat pe unchiul meu care era în sat, mi-am zis, fă-mi rost de o mașină că eu plec la oraș, la cămin. Eu nu mai stau, că altfel vine ambulanța după mine, pentru că mi-a promis că vine a doua oară și va face la fel cu mine. În acel moment, unchiul meu m-a ajutat să iau bagajele, să cobor jos, că stăteam în deal. Mătușa mea mi-a dat 20 de lei, a zis să văd să mă descurc cu ei, mi-a urat numai bine și a zis să o sun când ajung la cămin. În acel moment m-am rugat să ies din sat, să plec cu mașina aia și să am noroc să nu mă vadă, ca să-mi dea și o parte a doua. Timp de 2 săptămâni eu n-am putut să dorm pe spate, pe parte sau pe burtă. Dormeam în cur, pentru că durerile erau îngrozitoare. După ce a trecut un timp, am căutat un loc de muncă. Pe lângă
batjocora, că nu pot să zic bullying, pe lângă batjocora care o aveam în clasă față de o colegă și din faptul că toată lumea doar se uita, nu se implica și devenea din ce în ce mai greu de suportat și când vezi că faci anumite acțiuni pentru tine de batjocoră și ei râd pe fapta asta fiind deloc amuzant. O să las povestea în infocard aici sus. Nu este ușor. Chiar nu este ușor. Prin urmare, m-am angajat ca barman ospătar la vârsta de 15 ani jumate și am încercat încet încet să pot să mă descurc singură. A trebuit să mă las de școală din jumate de a 10-a. N-am avut de ales și mi-am văzut de viață. Îți dai seama că toată lumea te caracterizează, îți spun că ești o nesimțită, că ești doar o copilă și așa mai departe. Sunt doar o copilă. Sunt așa cum sunt eu, grasă și așa mai departe. Am eu păr verde și toată lumea crede că mă droghez doar prin simplu fapt că am eu anturaj prol din cauza că am verde în cap, dar în fine, am eu flash-uri în ureche, am eu tatuaje. Dar sincer, eu m-am maturizat de la vârsta de 12 ani prin câte am trecut. Ar trebui să ne oprim din a judeca omul după copertă. Pentru că pe lângă rasism și viol, mai există batjocoră și violență. Eu împărtășesc povestea asta cu voi pentru că vreau ceva să se schimbe în viața asta, că totuși suntem în anul în care ar trebui să schimbăm multe și suntem atât de mulți ca comunitate tineră, nu mai știu să vorbesc. Nu mai știu să vorbesc, că efectiv mi-a ajuns așa și nu mai pot. Tânără. Suntem o comunitate tânără și putem schimba multe. Cum am zis, nu vreau să cer milă. Eu vă spun din contră să o luați ca pe o lecție, să vă țineți de școală, pentru că eu n-am avut oportunitatea să o termin și acum trag din dinți ca să pot să am și eu un viitor. Respectați-vă părinții care vă iubesc și vă sunt alături, care vă fac toate poftele, care sunt alături de voi, pentru că comunicarea e mai bună decât toate. Orice problemă care ați avea, vorbiți cu ei, pentru că nu sunt chiar atâți bătuți în cap, cum credeți voi, fiecare, că sunt bătuți în cap și nu înțeleg. Ba din contră, vă înțeleg. Și prieteni care îi aveți și pățesc chestia asta, fiți alături de ei, pentru că am nevoie de sprijin. Ar trebui să învățăm să fim uniți, să fim alături și să putem schimba această chestie. Bullying-ul din școli și multe alte lucruri. Ar trebui să fim o comunitate unită și să putem schimba ceva. Dragii mei, asta a fost povestea mea. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați un like. Aștept în secțiunea de comentarii dacă sunteți alături de mine să schimbăm ceva. Vă pup și vă iubesc și vă doresc tot binele din lume.